importante, di profesor, pentru acest moment emoționant de mărturisire. Și în continuare îl invităm pe elevul Chiriac Ștefan să ne recite poezia lui Radu Gir, Iisus în celulă. Adevărată mea. Azi noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. Oh, ce trist și ce înalt părea Crist. Luna venea după el în celulă și-l făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crini pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna îl băta cu argint pe vestminte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Uimit, am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură, făcând un semn ca să tac. S-a așezat lângă mine, pe rogojină. S-a așezat lângă mine, pe rogojină. Mâinile lui păreau. Mi-a spus, atinge-mi rana mea. Pune-mi mână pe rana. Pune mâna pe rana mea. Atunci am pus mâna pe gleznele lui și avea urme de cuie și rugină, parcă purtase lanțuri cândva, oftând și-a întins truditele oase. E rogojina mea cu zbărci. Luna lumina, dar zăbrelele groase lungeau pe zăpada lui vărgi. Părea celula munte, părea căpățână și îmi șuna păduchi și guzgani. Am simțit cum îmi cade capul pe mână și am adormit pentru 1000 de ani. Când m-am deșteptat din adânca genună, paiele miroseau trandafiri. Eram în celulă și era luna, numai Iisus nu era nicăieri. Am întins brațele. Nimeni. Tăcere. Am întrebat zidul. Niciun răspuns. Doar razele reci, ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am întrebat. Am urlat la zăbrele și din lună venea fum de cățui. M-am pipăit și pe mâinile mele aveam urmele cuielor lui.